Ieri după amiază, echipa de handbal CSM Slatina a luptat în cadrul celei de 18 etape a Ligii Florilor cu CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud. A fost un joc dificil în care slătinencele au fost conduse pe tot parcursul meciului, iar scorul final a fost 34-25. Victorina Bora s-a arătat nemulțumită de evoluția jucătoarelor sale cu experiență. N-a mers nimic. Din păcate, pentru noi a fost cel mai slab joc pe care l-am avut de când a început campionatul. N-am jucat niciodată atât de prost. Nu știu, probabil miza jocului, habar n-am, nu-mi dau seama. O să facem o analiză. E inutil să discutăm acum la cal. Cred că singurul nostru câștig la meciul de astăzi a fost faptul că în repriza a doua am folosit doar jucătoare tineri. Absolut toate jucătoarele care au fost în teren. Cea mai experimentată era născută 96, căștiția portarilor, și am schimbat 98 născută, în rest ați văzut 2003-2002. Cred că ăsta este marele nostru câștig la jocul de astăzi. Din păcate, nici apărare, nici atacul nostru nu a funcționat. Echipa gazdă s-a desprins în primele minute cu primele contraatacuri și aceea a fost diferența. Rezultatul este doar de astăzi. Îmi pare rău că n-am putut să le punem mai multe probleme. Consider că fiecare joc este important pentru noi. Mergem să-l câștigăm și, da, astăzi noi nu am fost aici. După 2 ani, sala de sport din Bistrița a fost aproape plină de spectatori, iar victoria echipei de aici le-a fost dedicată. Mă bucur din suflet că să trecem peste eșecul de la Brăila, pentru că ne-am dorit foarte mult și acolo, ceva n-a funcționat și mă bucur că am reușit într-un timp foarte scurt să ne echilibrăm și am reușit să oferim oamenilor o victorie, pentru că v-am zis, asta pentru noi contează bucuria și emoția care vine din tribună. Sâmbătă la ora 11 pe teren propriu, CSM Slatina va susține meciul cu Rapid București din etapa a 19-a a Ligii Florilor. Biletele se vor pune în vânzare la sala LPS Slatina în dimineața jocului, începând cu ora 9.